Curba strânsă din apropierea primăriei Bujoreni, dar și drumul întins care permite creșterea vitezei, au făcut ca în acest loc să se înregistreze un bilanț tragic. 2 morți, 3 răniți grav și 8 răniți ușor sunt cifre care rezultă din statisticile accidentelor de circulație înregistrate pe DN7. Directorul secției drumuri naționale Vâlcea, Lăcrămioara State, dă asigurări că situația va fi sub control în cel mai scurt timp. S-a întocmit un proiect tehnic, s-a făcut niște ridicări topo, care trebuie neapărat făcute pentru delimitarea părții carosabile. Acest proiect a fost trimis la compania la București, avizat de IGPR. S-au mai solicitat între timp niște măsurători suplimentare, niște profile transversale. Săptămâna trecută, la sfârșitul săptămânii, am avut la Govora o ședință a șefilor de secție de drumuri din toată țara, la care au participat și reprezentanți din conducerea companiei de la București. Ne-au promis că se emite comanda pentru deja, deci proiectul este avizat, urmând ca în următoarea perioadă se emită comanda pentru montarea separatoarelor de sens. Până la montarea separatoarelor, cred totuși că s-ar impune desfășurarea mai multor acțiuni pe linie de viteză, cel puțin pe linie de viteză, sigur. Din punct de vedere tehnic, s-ar găsi o rezolvare cu aceste separatoare. Dar viteza în sine, ca și cauză generatoare de eveniment, rămâne. De aceea trebuie oarecum complementarea a activităților. Nu circulă cu viteză doar în zona aceea, poate mai circulă și în alte zone. Sigur, viteză, nu, și nu s-au întâmplat atâtea. Dar aceea e o zonă în care le permite conformația terenului să meargă mult mai tare decât în alte zone și de aceea s-au și să și întâmplă. Dar facem solicitare și nu... S-a făcut 2 solicitări, vă spunem. Se aplică. Dacă până la sfârșitul lunii se pun separatoarele... Dacă nu se pun. Dacă nu se pun, o să luăm măsurile care se impun. Deci veți aplica sancțiune secției de drumuri naționale. Pe întreaga lungime a drumului național 7 se află mai multe puncte negre, acolo unde au loc în mod frecvent accidente rutiere, iar scăderea numărului lor reprezintă un deziderat major, nu doar al polițiștilor vâlceni.